Salutare lume, ce faceți? Vă uitați la mine și bine faceți, pentru că ne aflăm în Bridlington. Ce? Nu ați auzit de Bridlington până acum? Ei bine, dați-mi voie să vă povestesc eu câte ceva. Bridlington este un orășel de coastă din Marea Britanie, iar acest loc nu este altceva decât capitala europeană a homarului. Și astăzi, ce credeți că vom mânca aici așa? Ta-da-da-da! Un mix sănătos de fructe de mare! Se știe! Și dacă vă întrebați de ce nu avem homar în acest mix de fructe de mare, ei bine, răspunsul e foarte simplu. Deși acest loc este capitala europeană a homarului, se pare că tot homarul exportă, pentru că nu am reușit să găsesc homar nicăieri. Păi ești nebun? Locul de unde am cumpărat această porție de fructe de mare servia homar, însă până m-am plimbat eu prin Bridlington și până m-am întors, ce credeți? Homarul s-a terminat! Nu mai aveau homar, ești nebun? Iar acest mix de fructe de mare era ultimul mix. Mi l-au dat mie. Acestea fiind zise, să lăsăm vorba la o parte, că s-ar putea să vină ploaia și haideți să degustăm acest mix de fructe. Care este rece, bineînțeles. Dar mie îmi plac fructele de mare la nebunie, se știe. Așa că le recomand oricui, oricând și oricum. Reci, calde, cum o fi, doar să fie gătite. Cred că nu vine un pescăruș să-ți pune mâncarea. Păi ești nebun? Sunt înconjurat de pescăruși. Nu știu ce a fost asta, dar a fost foarte, foarte tare. Nu mi-a plăcut deloc. Îmi place crabul, e bun. La fel și creveții îmi plac foarte mult. Vai de puii mei ce s-a norat. Se ce ploaie vine. Trebuie să mânc repede. Creveții sunt super. La fel și scoicile. Știți cât am dat pe tot acest mix? Nici mai mult, nici mai puțin decât 7 lire. Pam, pam. Ce ziceți, e mult? Dacă mă prinde ploaia, am belit-o. Mă face terci. Ia uite ce mare e. Hai că nu mai am mult. Foarte bun. Mamă, cred că vine furtuna. Și în sfârșit am acest cârnat uriaș care se numește coadă de homar, dar nu este homartică. Carne albă, delicioasă. Credeam că nu mă satur, dar m-am săturat. 7 lire, merită. S-au golit în jurul meu, toți au plecat, că văd că mine ploaia și plec și eu în curând. Ultima bucătură. Asta nu mai mânc, că e prea tare, nu-mi place. Am plecat. Ne vedem la bere. Să găsesc un local în centru, să văd cât fac până acolo. Am terminat berea, a ieșit și soarele, așa că am ieșit din nou la plimbare. Acum este 3 și ceva, următorul autobuz la 5. Până atunci,
o să mă plimb pe aici, pe străduțe, prin centru, că pe faleză deja m-am plimbat și după ce ajung acasă, adică la caravană, o să vă povestesc și o să vă arăt ce am văzut eu pe aici. Nu vă povestesc acum pentru că sunt pe stradă, e zgomot și nu mă auziți bine, da? Așa că ne reauzim la caravană. Ah, cât am încercat eu să evit ploaia toată ziua și am reușit până acum la final, când m-a prins, că nu am ce să fac. Așa. În sfârșit m-am întors la caravană. Lumea ce am intrat înăuntru și ploaia s-a oprit. A plouat suficient cât să mă prindă un pic, dar nu prea mult, da. S-a făcut și voia ploii, asta e. În Anglia nu poți te ascunzi de ploaie și totdeauna îți trebuie umbrelă, să țineți bine minte asta. Că eu nu țin minte, umbrela mea este în cealaltă parte a Angliei, în dulap, stă bine acolo. Bun, haideți să vă arăt cum a fost astăzi la plimbare prin Bridlington. Am plecat de dimineață din Skipsy Sands cu autobuzul și după o călătorie de aproximativ jumătate de oră am ajuns la destinație. Călătoria cu autobuzul a costat 10 lire dus întors. După ce am ajuns în Bridlington, am început să mă plimb, normal. Și mai întâi m-am plimbat prin parcul de distracții. Un loc mișto, unde copiii se pot distra de minune. Și chiar și adulții. După care mi-am continuat plimbarea pe promenadă și am admirat marea. Și am inspirat aer curat și mi-am clătit ochii cu orizontul nemărchinit. Și bine a fost. Până când a venit ploaia și a trebuit să mă refugiez într-o cafenea, unde am băut un latte pe care am dat 2 lire și 70 de penny, iar după ce ploaia s-a oprit, am ieșit din nou la plimbare și de data asta am ajuns în port și m-am plimbat pe acolo și am admirat ce era de văzut. Iar printre altele am văzut o corabie, corabia piraților. Iar o călătorie costa doar 2 lire și 50 de penny. Așa că m-am urcat la bord și am avut parte de o călătorie care a durat aproximativ 9 minute. Și din corabie am admirat portul și promenada pe unde mă plimbasem înainte. Iar această experiență și această priveliște au meritat 2 lire și 50 de penny. Cu siguranță. După care mi s-a făcut foame și am mâncat fructe de mare, iar acest lucru l-ați văzut deja. Am vrut să mănânc și homar, dar ia-l de unde nu-i. Ca să vezi, nu am găsit homar în capitala europeană a homarului. Păi ești nebun? Apoi, pentru că iară venea ploaia, m-am refugiat într-un pub unde am băut o bere și unde am vrut să stau la povești cu voi, însă muzica cânta chiar la capul meu, așa că nu am putut spune nimic. Iar după ce am terminat berea de băut, pentru că mai aveam vreo 2 ore de spart timpul, m-am plimbat înapoi pe promenadă, prin port, prin oraș, nimic deosebit, și m-am întors la caravană. Și aceasta a fost plimbarea mea prin Bridlington. Sper că v-a plăcut ce ați văzut, mie unul mi-a plăcut experiența, a fost mișto, chiar dacă nu am mâncat homar, dar asta e. Și chiar dacă ploaia m-a prins la final, asta e, trăgând linie, a fost o zi mișto. Și cât am cheltuit astăzi? Păi ia să vedem. 10 lire autobuzul, 2 lire și jumătate lateul, e 12,50, apoi fructele de mare 7, 19,50, apoi berea 1,85, 21,35, am luat și o pungă de banane, 1 liră, deci 22,35, și cam atât. Atât am cheltuit astăzi. Și sunt satisfăcut. Nu pe deplin, pentru că nu am mâncat homar, repet, dar în rest, toate bune și frumoase. Acestea fiind zise, eu sunt Adi Vlog. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. V-am pupat și până data viitoare, vlogul l-am încheiat. Pam, pam! Mua!